19, începând cu versetul 37. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Și ziceau: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din Orod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și el a răspuns: Vă spun că dacă ei vor tăcea, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: Este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peștere de tâlhari. Iisus învăța în toate zilele pe norod, în templu, și preoții cei mai de seamă, cărturare și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Dar nu știau cum să o facă, pentru că tot norodul îi sorbea vorbele de pe buze. Amin. Să ocupăm locurile. Cred că și dumneavoastră ați remarcat faptul că mulțimea ucenicilor, plină de entuziasm, aducându-și aminte de toate minunile pe care le-a făcut Mântuitorul, au început să strige: Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile preanalte. Nu vi se pare ciudat această preocupare a ucenicilor Domnului cu ceea ce se întâmplă în cer, când de fapt ar fi fost cazul să se intereseze ce se întâmplă pe pământ, nu? La venirea Domnului în lumea noastră de Crăciun, îngerii au spus pace pe pământ între oamenii plăcuți lui Dumnezeu, așa-i? Dar iată că acum oamenii plăcuți lui Dumnezeu cereau să se facă pace în ceruri. Pace în cer, ziceau ei. Când de fapt cetatea păcii, Ierusalimul, pentru că așa se numește Ierusalim, se înseamnă cetatea păcii, avea nevoie de pace și Domnul venea să-i aducă lucrurile care puteau să-i dea pacea, dar cetatea păcii nu cunoaște lucrurile care pot să-i dea pacea. Entuziasm, bucurie foarte mare, dar nu toată lumea, nu-i așa? Nu toată lumea se bucură când există bucurii sfinte. Există întotdeauna fariseii, învățătorii, cei teologii, bătrânii poporului, nu? Preoții cei mai de seamă, cărturarii, oamenii cărților, care se înfurie mai tare atunci când aud laudele și închinarea aduse Mântuitorului nostru. De aceea, într-o paranteză, fiind, vreau să spun la începutul predicii mele că ori de câte ori există o închinare autentică înaintea Mântuitorului, clasele acestea de oameni întotdeauna se vor înfuria. Ăștia s-au înfuriat întotdeauna. Cărturarii, preoții cei mai de seamă, bătrânii norodului, căutau să-l omoare pe Mântuitorul și au venit la el și au spus: Ceartă-ți, ucenicii, spune-le să tacă, fac larmă prea mare. Și răspunsul Domnului este același pentru toți farisei de pretutindeni care au fost, care sunt și care vor fi. Dacă ucenicii Domnului vor înceta să laude pe Domnul, pietrele de pe drum vor lăuda pe Dumnezeu. Lauda Domnului nu va înceta niciodată. Ar trebui să o afle fariseismul religios al zilelor noastre, care se supără foarte tare atunci când numele Domnului este înălțat. În seara aceasta, titlul predicii mele pe care l-am ales este Ziua Cercetării. Ziua Cercetării. Ziua când împăratul ne vizitează. Este foarte interesant că în evreiește cuvântul este pacad, vizita lui Dumnezeu. Dumnezeu își vizitează poporul lui. Împăratul vine în vizită.
Cei care ați trăit în vremea comunismului, vă aduceți aminte bine de vizitele de lucru ale tovarășului. Întotdeauna erau anunțate și mai ales erau pregătite. Dacă frunzele copacilor se uscaseră, erau vopsite verzi. Dacă lipseau merele din pom, se agățeau cu sfoară. Toată lumea îmbrăcată frumos, cu pancarte, cu lozinci și totul trebuia să arate perfect, nu-i așa? Se aduceau vite din gospodăriile din alte părți și se înghesuiau în grajdurile pe care le vizita tovarășul. Nu? Era o vorbă pe vremea aceea că vitele pe care le vedea tovarășul în grajdurile cooperativelor agricole de producție erau ca și cărțile în bibliotecă. Frumoase, aranjate, dacă scoteai una, cădeau toate. Pe urmă, ziceau tot în timpul acela că s-au lăudat la tovarășul că porumbul e așa de mare cât stâlpul de telegraf. S-a încântat tovarășul, dar era, zice cineva, era și la fel de rar ca și stâlpii de telegraf. Mă rog, erau vizitele de lucru, vizitele ale conducătorului iubit care venea să-și viziteze supușii, nu-i așa? Vizite aranjate. Vreau să vă spun că Dumnezeu nu creează vizite aranjate. Întotdeauna vizitele Lui sunt vizite surpriză. El nu aranjează vizitele, nu ne dă voie să falsificăm lucrurile, pentru că El știe exact ce se întâmplă dincolo de fațada lucrurilor obișnuite. Profetul Maleahi spunea în capitolul 3, versetul 1, iată voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și observați, și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați, solul legământului pe care îl doriți. Iată că vine, zice Domnul oștirilor. Venirea Domnului în vizite la Ierusalim a fost deodată. A luat prin surprindere pe toată lumea. Nu găsim în Evanghelie că Mântuitorul și-ar fi luat ucenicii deoparte și le-ar fi spus, măi băieți, mâine avem o zi mare, okay? Mergeți la culcare mai devreme, o să fie foarte obositor. Urmează să intrăm în Ierusalim, să împlinim ce spune profeția, găsiți un măgăruș, dar unul așa să arate bine în poză, mobilizați-vă toate neamurile, toate rudele, să fie entuziasm mare. Domnul nu se ocupă de regie. El nu își pregătește, și pentru ucenici este o surpriză foarte mare, vizita Domnului Iisus Hristos la Ierusalim. În seara aceasta aș vrea să subliniez patru lucruri în legătură cu această vizită a lui Hristos la Ierusalim, a Domnului nostru Iisus la Ierusalim. Să știți că există un concept teologic și îmi pare rău că nouă ne lipsește din educația noastră teologică conceptul acesta de visitation, day of visitation, ziua în care Dumnezeu ne vizitează. Subiectul acesta am putea să-l urmărim încă din primele pagini ale Scripturii până la ultima. Vom vedea câteva vizite când Dumnezeu vine să cerceteze, vine să viziteze pe ai Săi. Acum, cuvântul pe care îl folosește Cornilescu, ziua cercetării, ziua când ai fost cercetată, ziua aceasta de cercetare este puțin arhaic. Cercetare în limba română înseamnă foarte multe lucruri, nu? Dar vizita regelui, vizita împăratului, o vizită inopinantă, o vizită de a vedea ceea ce se întâmplă, nu? O găsim conceptul acesta peste tot în Scriptură. Dumnezeu intervine în vremuri de criză ale națiunii sale, îi vizitează. Se spune, și conceptul acesta apare foarte clar, când Dumnezeu și-a vizitat și-a cercetat poporul lui, când era rob în Egipt. L-a trimis pe Moise și Dumnezeu a vizitat poporul lui în Egipt. Vizitele acestea ale lui Dumnezeu în întreaga Biblie ar trebui studiate pentru că, veți vedea, ele au câteva rezultate, câteva caracteristici. Una dintre ele este că întotdeauna vizita împăratului este neanunțată. Vizita împăratului nu este premeditată, nu este anunțată din timp, nu este regizată. Duminica Floriilor, pentru ucenici, pentru participanții la această vizită a Mântuitorului, a fost o zi obișnuită, o zi ca toate celelalte.
Acum, pentru noi creștinii, duminica înseamnă ziua Domnului, dar pe vremea aceea, duminica era prima zi din săptămână, nu? Lunea. Mă sună cineva luni, luni se pare, așa zice lumea, că este duminica pastorului, ziua liberă a pastorului. Ce înșelăciune. Așa. Și mă sună, frate, cum ești? Zic, ca luni, când nici iarba nu crește, așa? Nu vi se pare și dumneavoastră că lunea nici iarba nu crește, Domnule? Lunea este un fel de prelungire a duminicii, nu? Toată lumea obosită la lucru, toată lumea comentează, ai nevoie până marți să-ți revii, nu e așa? Și apoi de-abia aștept să vină vineri, că ai scăpat de o săptămână. E bine, pentru evrei, aceștia, duminica florilor este un luni din acesta în care nici iarba nu crește. Cred că ucenicii sunt obosiți după sabat. Dacă vreți să știți câte puțin ce înseamnă un sabat pentru evrei, faceți o vizită în Țara Sfântă și o să vă lămuriți. De sabat ne-am dus la masă. Împreună cu soția am coborât de la etajul 7 a hotelului pe malul mării Galilei, o seară frumoasă, și am urcat în lift. Și am văzut că liftul ăsta, domnule, oprește la etajul 6, la 5, la 4, peste tot, la fiecare etaj. I-am zis, bă, un copil rău s-a dus și a apăsat pe toate butoanele să ne facă nouă în ciudă. Ne-am plâns la masă, la ceilalți, colegii noștri, uite mă ce am pățit. Un șmecher ne-a oprit la toate etajele. Dar și noi am pățit-o la fel, ne-au spus ceilalți. Pe urmă ne-am documentat și am aflat că era liftul de sabat. Liftul de sabat, ca să nu te facă să păcătuiești, nu să apeși vreun buton în ziua sabatului, el oprește la fiecare etaj. E clar. Este programat în ziua de sabat să oprească la fiecare etaj. Dacă te duci la etajul 12, oprește la 1, 2, 3, până la 12. Nu contează. Să nu lucrezi în ziua sabatului. Să nu încerci să cumperi ceva. Toate magazinele sunt închise, totul închis, nimic. Să nu-ți fie foame și trebuie să mănânci ceva. Mor de foame. Ziua sabatului. O zi grea. Pentru mine, de exemplu, ziua de sabat, de duminică, este ziua mea de lucru, cea mai grea. Sunt obosit, sunt extenuat. Seara, a doua zi, sunt obosit după asta. Și cred că și ucenicii, după ce au participat, alături de Mântuitorul, au fost obosiți în duminica aceea. Și probabil s-au așteptat la o zi mai ușoară, nu? Un program mai relaxant. Spre surprinderea lor, Domnul spune, intrăm în Ierusalim. Vizita Domnului este întotdeauna neanunțată. Domnul nu o să vină să te viziteze când ești cel mai relaxat. Nu o să vină să te viziteze când te simți tu cel mai spiritual. Nu o să vină Domnul să te viziteze în ziua în care te-ai rugat de trei ori ca și Daniel și ai citit și Biblia și te simți foarte duhovnicesc astăzi. Vizita Domnului este o vizită inopinantă, o vizită neprogramată, o vizită care te va lua prin surprindere. Vizita Domnului, apoi în al doilea rând, schimbă totul, schimbă toată ziua aceea. Nu mai este o duminică obișnuită, nu mai este un luni obișnuit. Este o zi specială, dintr-o dată, pentru că este vizita împăratului. Toate s-au schimbat, toate s-au întors altfel de cum au fost. Imaginați-vă ce s-a întâmplat în întregul Ierusalim. Tot Ierusalimul s-a pus în mișcare odată cu vizita Mântuitorului. Nimic n-a mai fost același, nici măcar templul de la Ierusalim. Domnul s-a dus la templu să facă curățenie. Dacă vreți, curățenie de primăvară de la templu. A mai făcut odată. Dacă citiți în Ioan, în Evanghelistul Ioan, separat la capitolul 2, a intrat din nou în templu și a făcut ordine, pus mâna pe biți și a gonit afară pe comercianți de acolo și a spus, ați făcut din casa tatălui meu un centru comercial. De data asta, cuvintele Domnului sunt mult mai dure. Ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Nu sunt cuvinte oare prea grele? Nu, pentru că, să vă spun de ce,
Nu există loc mai grozav să se ascundă tâlharii decât într-o peșteră. Ok? În toate povestirile, în toate romanele, în toate istoriile, tâlharii, hoții, eu știu, tot ce a fost răufăcător în lume și-au ascuns comorile furate unde? În peșteri, nu-i așa? Nu există un loc mai sigur să-ți ascunzi păcatele ca biserica. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă bine. Vii între oameni admirabili, pocăiți și toată lumea crede că și tu ești la fel. Nu? Și Domnul a spus, ați făcut din casa tatălui meu, care este o casă de rugăciune, ați făcut o peșteră de tâlhari. Al treilea lucru care vreau să-l menționez este că această zi a cercetării este aleasă de Domnul. El o alege când vrea El. Și ce binecuvântată este ziua aceea, să știi că vine Domnul în vizită la tine. Avem un întreg arsenal de versete în Noul Testament, mai ales, în care suntem sfătuiți să fim buni primitori de oaspeți, că s-ar putea să ne viziteze Domnul într-o zi și să nu știm. S-ar putea să vină îngeri în vizită la noi și să nu știm. Săptămâna aceasta am participat la un eveniment foarte special. Am fost la pre-breakfastul guvernatoarei statului Arizona. Am fost binecuvântat să primesc o invitație împreună cu alți frați, am participat la evenimentul acesta și am fost mișcat profund să aud pe guvernatoarea statului spunând următoarele lucruri. Suntem în ajun de Paști, spunea ea, și una dintre istorisirile evenimentului acestuia mi-este foarte dragă. Doi ucenici mergeau spre Emaus și în timp ce călătoreau spre Emaus, spre casă, a venit un necunoscut, un străin alături de ei. Și au început să-i spună străinului, tu nu știi, tu ești singurul care nu știi nimic ce s-a întâmplat la Ierusalim? Culmea, spuneau singurului care știa cu adevărat ce s-a întâmplat la Ierusalim. Restul erau vorbe și interpretări. Până și ucenicii aveau interpretările lor. Noi am crezut că el este profetul, este trimisul lui Dumnezeu, este cel care ne va izbăvi. Și acum e mort. Și atunci străinul acela a început să le deschide ochii, mintea și să le tălmăcească scripturile, că trebuia să sufere Hristosul. A intrat cu ei să mănânce seara, pentru că ucenicii aceștia au avut o inimă bună și au zis, străinul ăsta ar trebui să-l invităm să mănânce cu noi, să nu doarmă în stradă, să-i oferim găzduire. Și dintr-o dată speech-ul guvernatoare s-a schimbat și a spus așa, oare de câte ori trecem nepăsători pe lângă străinul aflat în nevoie, îmbrăcat diferit decât noi, vorbește o limbă diferită decât noi, plecăm comoz spre ale noastre, spre business-ul nostru, spre casa noastră, spre mașina noastră, spre familia noastră și lăsăm în stradă, în continuare flămând, în continuare singur. Și de foarte multe ori, spunea ea, întoarcem spatele nu unui om obișnuit, ci lui Hristos, care vrea să aibă părtășie cu noi. Ar vrea să fie împreună cu noi. Tot la acest pre-breakfast a vorbit un fost ambasador de origine mexican, un om deosebit, un om foarte credincios, care spunea el la vârsta de 11 ani, am fost invitat, spunea, făceam rost de bani pentru familie, lustruiam pantofii trecătorilor pe stradă. Și într-o zi, un domn bine îmbrăcat s-a oprit și m-a întrebat, puștule, nu vrei un job? Cum să nu? Zice, vineri la ora 10, ești la mine la birou. Și i-a dat un card. Și m-am dus la el la birou și mi-am dat seama că era cea mai mare fabrică de echipament sportiv din California. Mii de oameni lucrau, făceau tot echipamentul sportiv, haine pentru sportivi, eu știu, mingi de toate soiurile. Și omul acela s-a uitat la mine și zice, vrei job? Sigur că da. Zice, ce interviu mai bun? Ia fă-mi pantofii. Și am
m-am pogorât în genunchi și am făcut pantofi cât am putut-o mai bine. S-a uitat la ea și a spus, ești angajat. În fiecare vineri ești aici la mine la birou și începând de la președintele companiei până la ultimul din bordul de directori, faci pantofi la toată lumea. Și spunea, în fiecare vineri m-am dus și am făcut pantofi la toată lumea. Și domnul a fost bun cu noi, mama n-a avut metode de educație prea grozave, zice el, să cumperi tot felul de cadouri copiilor. Ea avea o altă metodă mult mai sigură, avea un pom în curte, rupea o creangă și metoda era extrem de convingătoare. M-a trimis la școală și am invitat-o pe mama asta cu principiile ei de educație la Casa Albă, când Condoleezza Rice mi-a dat scrisorile de acreditare ca și ambasador. Am participat la un eveniment de fundraising, de adunat bani. Și a venit la mine un tânăr domn și mi-a spus cum îl cheamă. Zice, oh, de-am lucrat pentru tatăl dumneatale, a zis asta. Dar cum așa? Zice, în fiecare vineri i-am făcut pantofi. În fiecare vineri am făcut pantofi la tatăl dumneatale. Uneori e greu să faci pantofi cuiva, nu-i așa? E deranjant. E deranjant să îl chem la masă pe cineva care nu se potrivește cu mobila ta, nu-i așa? Eu n-am să uit niciodată de un Paști. Unul dintre băieții mei, Babi, avea o perioadă așa de mare râvnă misionară, evangheliza pe toată lumea. Și mi-a spus la un Paști că o să avem un musafir la masă, să mâncăm el împreună. Ok? Era un om pe care l-a evangheliza Babi. Și mi-a dus un tânăr român, proaspăt, absolvent a pușcăriei din oraș, într-un maieu soios, plin de tatuaje, de jos până sus, cu un limbaj infernal, și l-a așezat la masă lângă mine, la masa de Paști. Și am mâncat miel împreună cu feciorul acela și pentru o bună bucată de vreme am zis să se termine odată masa asta, așa să ne păstrăm demnitatea noastră creștină, dar o să vadă feciorul meu ce pățește cu mine, dacă mai înduce în casa mea asemenea oameni. În final ne-am dat seama că ceea ce a făcut Babi a făcut un lucru extraordinar. L-am felicitat pentru asta, dar mi s-a schimbat o întreagă teologie în orele acelea când am stat la masă cu un asemenea om. Domnul vine întotdeauna să te cerceteze când alege El. Și tot El alege cum se îmbracă, tot El alege cum arată. Zilele trecute am citit pe media asta socială că un păstor din America, de la o biserică foarte mare, s-a îmbrăcat într-un cerșetor, într-un homeless. Și a venit la biserică și n-a vrut să lase frații în biserică. Și a avut loc un clash din ala foarte serios, până ăsta a scăpat cumva la amvon. A fugit toți pe el să salveze amvonul de pastorul lor. Ăsta și-a dat jos măștile și a spus, da, dacă Hristos ar fi venit la voi îmbrăcat așa, ați fi făcut și cu el exact cum ați făcut cu mine? Încă o dată, vizita Domnului este neanunțată. Va veni într-o zi în care ți se pare că totul este business as usual. Zi obișnuită, oarecare. Și te va surprinde, pentru că vizita aceea schimbă totul, schimbă întreaga ta viață. Ziua aceea este aleasă de El și nu de tine. Un al doilea lucru care vreau să-l menționez este că ziua Domnului este o zi de examen. Este o zi de examen. Gândiți-vă la oamenii care au experimentat această vizită a Mântuitorului. Toți au fost supuși la examen. Toți au trecut printr-un test. De la bun început vreau să spun că Domnul ne supune la test, la examen, dar vrea să luăm examenul, dorința lui este să trecem la examene, nu vine să ne prindă asupra faptului, că nu știm.
Dorința lui când ne supune la o încercare este să trecem încercarea aceea, să reușim la examenul acela. Cu ani în urmă, când am început să colaborăm cu diferite programe de televiziune din România, am participat într-un oraș, nu vreau să dau nume, la un program de televiziune așa de jumătate de oră și conceptul organizatorilor era să fie un host, nu? După american, trebuie să învățăm, ne luăm după american, nu? O gazdă a programului, care conducea, nu, întrebările și eu eram invitatul gazdei. Nu mi-a spus gazda nimic, ce o să discutăm, am intrat direct, 1, 2, 3 și, cu o voce foarte grosă, a spus titlul, Secretul fericirii. Wow! Mă gândeam, poate mai știu ceva despre fericirea asta, nu? Dacă nu fi secret complet. Ne-a citit imediat fericirile de pe munte. Auleu, acum fericirile de pe munte n-au nimic de face cu fericirea. Hai să fim foarte serioși, au de face cu altceva, nu cu fericirea. Nu? Da, dacă Domnul a zis ferice de, practic cuvântul este binecuvântat, este cel care, da, o traducere nefericită, nu, a băgat ferice de, așa. Bineînțeles că a urmat o serie de întrebări, dar întrebări din alea, acum să te vedem dacă știi, nu? M-au trecut toate transpirațiile, mă așteptam acum să mă ajute gazda asta, nu? Cu vreo întrebare de aia mai ușoară, dar asta am întrebat, știi sau nu știi? Ce scrie în versetul, săracul de mine? Am supraviețuit, cum am supraviețuit, la urmă m-am dus la cel care filma, i-am zis, mă, pot să văd și eu tape-ul ăla? Ia dă-mi-l încoace un pic. L-am luat, l-am băgat în buzunar și plecat acasă, să nu cumva mă pună cineva la vreo televiziune, nu? Domnul nu vine la un asemenea examen să te prinde că nu știi. Intenția lui este să treci la examen. Haideți să ne gândim la câțiva oameni care au fost supuși la examen cu ocazia aceasta. Gândiți-vă la proprietarul măgărușului, nu? Vin niște necunoscuți în sat și au treabă cu măgarul tău, domnule, pe care ai uitat să-l legi la uliță, nu? L-ai legat de pomul din stradă. Ăștia vin și dezleagă măgarul și pleacă cu el. Când îi întrebi, oameni buni, ce vreți cu măgarul meu? Răspunsul, Domnul are trebuință de el. Wow! Ăsta precis n-a fost român. Că dacă era român, cine știe ce pățeau ucenicii. Dar omul ăsta a trecut printr-un examen foarte greu, foarte mare. Dacă Domnul are nevoie de măgarul meu, cum reacționez eu, Domnule? Îl dau sau nu-l dau? Probabil că mulți dintre noi am fi reacționat foarte diferit. Am spus, bun, eu ți-l dau, dar ia dați o declarație aici, că-l duceți după masă la ora 6. Cu toate picioarele la loc, cu urechile, întreg, nu? Sau am fi zis, mă, de ce nu mergeți voi la vecinul ăsta peste drum? Ăsta are 100 de măgari, men. Nu? Mergeți la ăla. De ce la mine? Unul singur am, domnule. Și pe ăsta îl vrea Domnul de la mine. Omul ăsta a trecut printr-un examen foarte serios. Dumnezeu a venit și i-a cerut măgarul. Ce faci când îți cere Domnul măgarul? Puneți în loc de măgar ce vreți dumneavoastră. Mașina, zeciuiala. Știți că la examenul ăsta mulți picăm serios? Și Domnul zice, am nevoie de asta. Ce facem? Vizita Domnului la Ierusalim a fost o zi de examen pentru toată lumea. Așa cum spuneam înainte, pentru ucenici a fost un alt examen. Să asculți de Domnul în detaliu, să te duci în satul în care zice El, nu în altul. Să duci măgar nu cal.
Să duci un singur măgar, nu mai mulți. Să asculți în detaliu de Domnul. Și ucenicii au trecut bine examenul acesta. Știți cine a picat la examen? Cei care ar fi trebuit să știe bine carte, savanți în Biblie de la Ierusalim, mari preoți, își au picat big time la examen. Au căzut la examen și veți vedea că nu numai că au căzut la examen, ci s-au trezit și cu pedeapsa Domnului după această vizită de lucru pe care el o are la Ierusalim. Testul apoi are ca scop să purifice credința noastră. Iată ce spunea Apostolul Petru în 1 Petru, capitolul 1, versetul 6. În ea, adică în credință, vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puține vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, examenul vostru, credința voastră cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Testul la care suntem supuși când ne vizitează Domnul are rolul de a purifica credința noastră. Și am o veste proastă, cei care urâți examenele, nu? Nici unul nu o să scăpăm de ele, nu o să scăpăm de examene. După primul meu examen la facultate, am hotărât să scriu o carte poștală lui mama. Îngrijorată, săraca, ce s-a întâmplat cu mine, cum e cu examenele, nu? Femeie de la țară, 4 clase, ficiorul ei pleca să fie inginer, nu? Și știam că e îngrijorată și am scris o carte poștală. Am luat examenul cu brio și beata femeie tot s-a uitat, s-a dus la cineva din sat, la dascăr, să-l întrebe oare au trecut sau au picat ăsta la examen. Domnul vrea să trecem cu brio examenul, să luăm examenul bine și nici unul dintre noi nu o să fim scutiți de ele. Când vine Domnul în vizită, ne examinează. Vom trece prin examinare. În al treilea rând, vizita Domnului este o zi a binecuvântărilor. Este o zi a binecuvântărilor. El a venit să aducă Ierusalimului lucrurile care dau pacea. În versetul 42 din Luca 19, pe care l-am citit în această seară, el spune că a venit să dea pacea. Menționam și azi dimineață, este o ironie aici, pentru că Ierusalimul se cheamă cetatea păcii, nu? Cetatea păcii. Și cetatea păcii nu cunoaște lucrurile care îi dau pace, nu? Este o contradicție flagrantă între firmă și ce se întâmplă dincolo de firmă, nu? Între reclamă și realitate. Cetatea păcii, numai de pace nu se bucură, nu-i așa? Vreau să știți bine că noi am venit dintr-o oază de liniște și pace pentru sufletul tău. Știți bine ce mare diferență este între reclamă și realitate. Între reclamă și realitate, de cele mai multe ori. Domnul venea să aducă eliberare celor oropsiți. Ziua cercetării întotdeauna aduce bucurie și schimbări eterne atunci când îl primim pe Domnul cu brațele deschise și ne lăsăm binecuvântați de El. Doamne, ce lucruri extraordinare s-ar fi putut întâmpla în Ierusalim dacă Ierusalimul și-ar fi deschis brațele pentru Domnul. S-a dus la casa tatălui său, la casa tatălui său. Și în casa tatălui său a găsit o peșteră de tâlhari, a găsit ură și a auzit cuvintele pe care evanghelistul Luca le menționează aici. Preoții cei mai de seamă, cărturarii, bătrânii norodului căutau să-l omoare.
Vă aduceți aminte de pilda Mântuitorului când el a spus că un proprietar a lăsat averea sa la niște angajați de ai lui și a plecat într-o țară străină. Și a trimis pe fiul lui la ei. I-a găsit bătându-se, se băteau între ei, nu? Și apoi au pus mâna pe fiul proprietarului, l-au bătut și pe el și l-au omorât. Și întrebarea Mântuitorului zicea, ce credeți că va face stăpânul când va veni cu nemernici ăștia? Ce o să facă cu ei? Exact asta se întâmpla cu Mântuitorul. El știa bine că în casa tatălui său stăpânea neorânduiala, conduceau banii, conduceau fariseii, conduceau bătrânii norodului, cărturarii, care erau plini de ură împotriva sa și erau gata să-l omoare pe Mântuitorul. El a venit să le aducă o mare binecuvântare. Ce s-ar fi întâmplat dacă oamenii aceștia ar fi cunoscut lucrurile care puteau să le dea pacea? Dar ele sunt departe de ochii tăi, spunea Mântuitorul. Nu le vedeți, nu le înțelegeți, le respingeți. De aceea, în al patrulea rând, vizita Domnului este o zi de judecată. O zi de judecată. Spuneam și azi dimineață că la terminarea zilei, după ce Mântuitorul a intrat triumfal în Ierusalim, după ce a plâns pentru cetatea asta care nu l-a primit, după ce a izgonit vânzătorii din templu, s-a dus spre Betania, unde locuia în fiecare noapte, în săptămâna aceasta mare. La Maria, la Marta, la Lazar, nu prietenii lui, și-a trecut pe lângă un smochin și-a căutat roade în smochinul acela și n-a găsit. Și l-a blestemat și s-a uscat imediat smochinul acela. Gestul Mântuitorului este de un simbolism extrem de profund. Vorbea evenimentul acesta despre ceea ce s-a întâmplat în ziua aceea cu Ierusalimul. A venit să caute roade, n-a găsit decât frunze, decât forme religioase și Domnul a blestemat smochinul acela. Domnul a blestemat cetatea aceea. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile și te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău și nu va lăsa în tine nici piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut ziua când te-am vizitat. N-ai cunoscut the day of visitation, ziua în care am venit în vizite la tine. Wow! Știți că vizita Domnului este o zi de judecată. S-a dus la templu și a făcut curățenie. S-a judecat cu schimbătorii de bani. Vai, Doamne, banii nu erau suficient de sfinți, aveau moneda lor, cei de la templu, monedă sfântă. Așa. Veneai să dai bani la biserică, nu îți primea banii, ți-i schimba cu bani sfinți. Și te înșela și la schimbul ăla, bineînțeles, că întotdeauna calculele astea matematice sunt teribile. Și nu știu cum se face, domnule, totdeauna nu sunt în avantajul nostru. Zilele trecute mă duc la Home Depot, fac cumpărături, mi-am cumpărat niște filtre pentru aerul condiționat și când mi-a spus ăla $180, m-am cam blocat. I-am zis, nu, ce sunt? Cam scump. Zice, așa e viața acum. Zice, să vezi the groceries, ce scumpe sunt. Am plecat foarte nedumerit, tot mă gândeam, cum se poate că eu mă gândeam așa că o să plătesc eventual vreo 100, dar nu 180. Mă uit pe bon încet și mi-am dat seama că în loc de 4 pachete de filtre, m-am încasat 14. $80, mi-a luat așa rapid. Mă gândeam, oare de ce n-a greșit ăsta invers, domnule? Să mă fi cerut 0,4. Nu? Când mergeai să schimbi banii la templu, erau greșeli de astea frecvente, mai ales că lumea de pe vremea aceea și uita iPhone-ul acasă.
calculatoarele le uiteau acasă. Și Domnul s-a supărat foarte tare pe chestia asta. S-a supărat pe o religie care era plină de forme, o religie plină de fals, o religie fără Dumnezeu. În seara aceasta, apropiindu-ne de încheiere, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui verset din Isaia 10, versetul 3, și am ales o traducere mai recentă, traducerea Fidela, care spune așa: ce veți face în ziua cercetării? Ce o să faceți în ziua cercetării? Ce o să faceți în ziua în care împăratul vine în vizită? Asta este întrebarea cu care aș vrea să plecăm acasă de la, această sărbătoare a floriilor. Ce o să facem când Domnul ne vizitează? Așa cum spuneam înainte, ucenicii l-au ascultat în detaliu. Suntem gata să ascultăm pe Domnul, să-L ascultăm în detaliu, să-L ascultăm ce spune El, nu? Și să nu interpretăm cum vrem noi? Stăpânul măgurușului la fel a trecut testul proprietății cerute de Domnul. Suntem gata să dăm Domnului când El are nevoie de ceva? Mulțimea entuziastă n-a expus decât un fals sentiment religios. Și Domnul știa foarte clar că entuziasmul acela nu conținea nimic autentic. Că tot aceeași pasiune cu care se strigă acum Osana, se va striga crucificați-l, crucificați-l. Știa exact cu cine are de-a face. Domnul nu este păcălit de mulțime și de strigătele entuziaștilor. Închinătorii de la templu expun o religie de tradiție și de obiceiuri. Ce se întâmplă cu religia mea când vine Domnul să mă viziteze? Ce se întâmplă cu religia mea? Unii ținem mai tare la religia noastră decât la adevăr. Nu? Știți bine cum zicea alu, bă, pocăit noi fiu eu, dar penticostal sunt. Nu? Și suntem. Nu suntem pocăiți, dar suntem penticostali. Și Doamne ferește să zici ceva de religia cuiva. Wow! Eu am început să am grijă că eu mai sunt mai slobod la gură și mai zic câte ceva de religia altora și tare supărări, multe supărări fac. De aceea zic de a noastră tot timpul. Zic de a noastră. Că dacă zic de a noastră, ăla nu se supără deloc, se supără numai noștri. Ai noștri sunt obișnuiți cu supărările. Gândiți-vă la preoți și la farisei. Sunt deciși să-L ucidă pe Mântuitorul după ce a cercetat. După ce a venit să-i viziteze. Ce veți face în ziua cercetării? Ce o să facem când Domnul ne bate la ușă? Care e reacția noastră? Iată câteva reacții din personajele acestei acțiuni. Oameni care ascultă, oameni care dau, oameni care sunt entuziaști, fără să știe exact despre ce este vorba, sunt închinători la templu care cred că religia lor este suficientă, n-au nevoie de Hristos. Citesc zilele acestea o carte foarte interesantă, se cheamă Manifest pentru Iisus. Și autorii sunt doi teologi care susțin că ceea ce ar trebui să facem ca și creștini este să ne întoarcem la Hristos, să ne întoarcem la El și Hristos să fie centru religiei noastre. Pentru că foarte ușor îl gonim afară din credința noastră, din religia noastră. Îl scoatem afară. Credem că alte lucruri sunt mai importante și mai profunde decât Hristos. Ce se întâmplă cu religia noastră dacă Domnul ar veni să ne viziteze? Mai are loc Hristos în religia noastră sau nu are? Sau numai mătănii și icoane și obiceiuri și tradiții și sărbători? Și asta este religia noastră. Spunea unul, eu așa m-am născut și așa vreau să mor. Good luck. Fii sigur că o să mori în religia aia ta. O să mori înainte de vreme. Domnul vine în vizită și azi. Știți asta? El este un Dumnezeu care vine. Întrebarea este, de ce crezi că vine Domnul la tine în vizită?
Ai de trecut vreun test? Este vreun examen la care ar trebui să, pe care ar trebui să-l treci? Cred că știi bine unde stăm rău, nu? Unde stăm rău cu examenul. Ai nevoie de o izbăvire în viața ta? Ți-au spus doctorii că nu mai este nicio șansă. Ți-au spus toată lumea că nu există soluție pentru problema ta. Știți că Domnul atunci vine cu o soluție când oamenii nu mai găsesc nicio soluție? Știți că atunci te vizitează când nici doctorul nu te mai vizitează. Știți că El nu refuză să te viziteze. Spunea cineva că a ajuns așa de singur că nici martorul lui Jehova nu-l mai vizitează. Domnul te vizitează. Și uneori într-un mod foarte surprinzător. El vine în vizită la tine. El nu uită de tine. Ai nevoie de vreo izbăvire? Gândindu-te la templul tău, știi că trupul tău este templul Duhului Sfânt? Gândește-te bine, e nevoie de ceva curățenie acolo? S-ar putea să fie nevoie de un bici, să fie alungați ceva comercianți pe care i-a adunat în suflet de o bună bucată de vreme. S-ar putea să trebuiască răsturnate niște mese cu porumbei sau cu cine știe ce alte animale. Ar trebui să facă Domnul curățenie. Vine Domnul să facă curățenie în propria ta viață? Sau oare Domnul va rosti o judecată pentru ceea ce se întâmplă? Acestea sunt întrebările cu care aș vrea în seara aceasta să plecăm acasă. Ce vei face în ziua cercetării? Și dacă această zi a cercetării este o zi pentru fiecare dintre noi, următoarea întrebare este, de ce oare vine Domnul la mine? Care este scopul pentru care vine Domnul la mine? Mulți dintre noi cred că putem mărturisi și putem spune, Doamne, e nevoie de un pic de curățenie, de primăvară în sufletul ăsta al meu. Am adunat atâta religie, am adunat atâtea preconcepții, am adunat atâtea resentimente. Am găzduit la mine în suflet, Doamne, atâtea vise deșarte, atâtea ambiții fără rost, atâtea prejudecăți. Doamne, vină, te rog, și fă un pic de curățenie în templul ăsta al Tău. Și deodată va intra Domnul în templul Lui cel Sfânt. Deodată. Să ne rugăm în seara aceasta ca să vină Domnul la noi cu o izbăvire. Să vină cu ajutor să trecem examenul la care trebuie să trecem, să vină să fac un pic de curățenie, curățenie de primăvară, curățenie de Paști în sufletul nostru. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să ne rugăm Domnului și să spunem, Doamne, vină în vizită la noi. Sunt gata să te primesc. Sunt gata să trec examenele, sunt gata să mă las la o curățenie generală a propriei mele vieți. Lasă-L pe Duhul Tău cel Sfânt să facă curățenie. Sângele Tău mai spală păcate și astăzi, mai spală și păcatele mele. Haideți să ne rugăm ca vizitele Domnului să aducă multă binecuvântare și bucurie sufletelor noastre și familiilor noastre. Doamne, stăm înaintea Ta în această seară. Și Te invităm să vii în vizită la noi, Doamne. Lasă har și binecuvântare peste noi. Lasă Duhul Tău cel Sfânt.